saltare le mie Sbertini, scelse Mangisofac, o provare la această aplicație, cum s-ar zice așa, ea se numește Multiplayer for Minecraft, o poți descărca de pe Magazin Play. Și ce face această aplicație? Păi te poți conecta la serverele oamenilor din Europa sau din Asia, din ce vreți voi să vă conectați. Uite, acest server de Boss Adventure. Așa, Team Survival, și asta nu, că e turcă, rusă, că e, nu știu. Și poți să creezi un server, trebuie să creați server, bagi numele serverului, maximum, așa, până la 10, și te poți conecta la o mapă pe care o ai făcut-o tu. Asta e foarte fain. Deci poți face o mapă pe creativ și poți să-ți bagi tot de diamond, orice. Și pe fast server. Asta e foarte fain. De asta mi-am și luat aplicația asta. Pentru că e foarte fain. Da, unii români fac servere, dar le și numesc. De exemplu, doar români. Asta uite să gest film. Da, și dacă vreți să vă conectați, dați pe Survival sau pe adresa de IP acolo. Eu nu dau pentru că nu prea îmi place să intru pe serverele altora, deoarece provoacă lag și nu merge bine. Dar eu când fac server, am jucat cu niște prieteni și jucat fără, deci nu aveau lag ei. Nu înțeleg eu cum am lag la ceilalți. Așa. Păi, cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like. Vă puteți descărca această aplicație de pe Magazin Play. Se numește Multiplayer for Minecraft. O să o